Deci testul nou, da? Îi dăm drumul repede. Scrie cu litere pe spații, bine să știm și noi să-l facem. Scrie numărul A, B, C, D, E cu linie deasupra. Deci să scriu numărul A, B, C, D, E. Un număr de câte cifre? Din 5 cifre. Da, de 5 cifre. Deci 2, 4, 5 cifre, da. Așa. Respectând toate condițiile date. A. Cea mai mică cifră impară. A este cea mai mică cifră impară. Cea mai mică cifră impară. Cea mai mică cifră impară este 1. Deci cea mai mică cifră, ce înseamnă impară? Să nu se împarte la 2, da? Care sunt numerele pare, Ștefania? Dar sunt multe. Nu, 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 până la 10, cifrele pare. Deci ce vrei? 1. Nu, 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 impare. 0, 2, 4, 6, 8. Și atât, da? 0, 2, 4, 6 și 8. B-ul, dublul cifrei... Și atenție, ai dus cel mai mic, nu? Da, cel mai mic. Deci A înseamnă 1. Da, corect. Urmă. Ok. B-ul? B, dublul cifrei zecilor de mii. Dublul cifrei zecilor de mii. Păi zecile de mii? Păi dublul cifrelor? A e dublul cifrelor... Două... E doi. Zecilor de mii? Dublului A. Da. Dublul în aici, că dublul cifrei zecilor de mii, cum A-ul este 1, dublul este 2. Deci B-ul este 2. Ok. C. Cea mai mică... Cea mai mare cifră pară până să întreabă de 10. Deci C-ul este cea mai... Mare cifră pară. Cea mai mare cifră pară. Care e cea mai mare cifră pară? 8. 8 e bine? 8. Da. Da? E bine. Deci ce e egal cu 8? Da. Apoi, D. Jumătatea valorii cifrei sutelor. Și sutele sunt C. Și jumătatea lui 8, care este C, înseamnă 4. Deci D este 4. D e egal cu 4, da. Apoi, E. Cifră nesemnificativă. 0. Cifra nesemnificativă, adică n-are contribuție la adunare, nu? Da. Deci, la adunare, la scădere, nu are contribuție, dar la mulțire face un lucru urât. Da. Anulează tot, da? Deci, eu este 0. Asta. Și acum putem să spunem numărul care este 12.840. Sigur că da. Deci, numărul 1. Am scris. 12.840. Da. Mai departe. Descoperă regula, apoi scrie încă două numere în fiecare șir. Nu, lăsați că facem acasă, că e din 5 în 5. Bun, mergem. Ok, stați-mi să scriem. Stați să facem acasă. Scrie în tabel numărul figurilor geometrice pe care le facem acasă. Da, se vede. Într-un bidon încap 5 litri de ulei. Știind că un litru de ulei costă 4 lei, cât costă 10 bidoane de ulei? 10 bidoane de ulei, într-un bidon încap 5 litri. Deci 5 litri ori 10 bidoane înseamnă 50 de bidoane. Da. 50 de litri. 50 de litri, așa. Și un litru costă? 4 lei. Deci 50 ori 4. 50 ori 4 ne dă 50 ori 4. 200. Da, 200. Să scriu. Deci face 200 de lei. Ai scris 2000? Da. 200 lei? 200 lei, da. Nu, lei. 200 lei. Că da. Pentru fiecare... următorul. Pentru fiecare răspuns corect la operațiile de ordinul 1 se obțin 2 puncte, iar pentru fiecare răspuns corect la operația din ordinul 2 vei obține 1 punct. Ce număr maxim de puncte poate obține? Deci eu spun că nu este problema încă. Pentru fiecare răspuns corect la operațiile de ordinul 1 se obțin 2 puncte. Care sunt operațiile de ordinul 1? Nu știu. Ce se numește ordinul 1? Când adunări, scădere, mulțiri și împărțirile. Adunări și scăderile ordinului. Ordinul, cum spunem? Întâi executăm operațiile de ordinul
Întâi, mulțirile și împărțirile. Da, și pe urmă adunările și scăderile. Deci, nu așa spunem? Da. Când executăm operații, operații de ordinul întâi. Care sunt de ordinul întâi, mulțirile și împărțirile. Da. De ordinul doi, adunările și scăderile. Okay. Da? Ce spune acolo? Exercițiu. Sfertul numărului 200 este 50. Am spus răspunsul care este 50 și numărul de puncte acumulate este 2 puncte deocamdată. Că este maximul. Jumătatea numărului 160. Aici este împărțire. Deci, jumătatea numărului 60. 160 este împărțire. Da, și este operație de ordinul? Da. Ordinul 1. Ordinul 1. Și 160, 1 în 2 nu merge, 16 în 2 merge de 8 ori, și 0 în 2 merge de 0 ori, 80. Păi, da. 160 împărțit la 2 face 80, nu? Ok. Așa. De unde scriu asta? La răspuns? La răspuns. Și la numărul de puncte scrii 2 puncte, de fiecare dată când faci înmulțire și împărțire. Total... Așa au zis că se dau 2 puncte, da? Da, da, da. Apoi spune, totalul cifrelor numărului 73. 7 plus 3, 10. Deci totalul numărului 73 înseamnă 7 plus 3 și egal cu 10. Și punem un punct. Punem un punct pentru că am făcut operația de adunare, da? Da, ok. Diferența cifrelor numărului 96, adică 9 minus 6 face 3. Deci 96, adică 9 minus 6 egal cu 3 și ce puncte pui acolo? Pui un punct. Da, câtul și restul împărțirii, câtul și restul împărțirii numerelor 66 și 8. Câtul și... 66 împărțit la 8. Egal cu câtul împărțirii, cât ar veni? 8, 8 ori 8, 64, da, 64 și restul 2, da? Deci câtul este 8, iar restul este 2. Ok, și punem 2 puncte. Și pentru că a făcut o împărțire, da? Și avem 3, de 3 ori a făcut operații de gradul 1, deci 3 ori 2 puncte, 6 puncte. 6 puncte plus... încă am făcut 2 operații de gradul 2. Asta înseamnă 1 plus 1, 2. 2 cu 6, 8. Deci totalul punctelor făcute este 8. Ar fi 8. Da. 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 Apoi 7. Andrei a încercat răspunsurile pe care le-a considerat corecte. Scrie A în dreptul lui răspuns. Dar mai era ceva? Nu. Numărul maxim de puncte este? Am spus 8. Când a adunat repede și a dat 8. Andrei a încercuit răspunsurile pe care le-a considerat corecte. Scrie A în dreptul răspunsului corect și F în dreptul răspunsului greșit. Scrie numărul total al scrieți numărul total al exercițiilor, rezolvând corect 1 kilometru. Ia să vedem, 1 kilometru. Egal, aici spune că este egal cu 100 hectometri. Deci 1 kilometru egal cu 100 hectometri. Ce părere ai, Ștefania? E corect? 1 kilometru s-a pus? Da, pe asta nu l-am încercuit. Deci, un kilometru egal la 100 hectometri? Nu l-am circuit. Ok, este corect. Cum să fie corect? Nu l-am circuit, deci nu este adevărat, practic. Cele care le-am circuit? Continuați cu egalul. Da. Deci, adevărat. Egal mai departe. Egal cu 100 hectometri. 100, da. Și deja ne dăm seama că este adevărat. Deci, adică deci, aici un kilometru face 100 de... Da, și a încercuit. Aici arată încercuit, deci e bun. Deci ăsta e bun, da? Da, ăla e încercuit și celălalt nu. Nu e încercuit, e prostit. Scriem în dreptul lui adevărat. Da, scriem aici egalitatea asta. A, aici, nu? Sau aici, în dreptul ăsta, da? Aha, apoi. Un decalitru egal cu 100 de litri. Un dal egal cu 100... litri? Ce părerea ai, Ștefania? Un dal cu 100? Stați. E 10? Da. 10 da, litri. 10.
litru la mijloc? Deci e fals. Fals, da. Ba nu e adevărat că nu l-a încercuit pe 100 litri și l-a încercuit pe un hectolitru, nu este nici ăsta, deci e fals. Da, deci e fals. La, după deci, spunea egal un hectolitru, numai un că hectolitru, nici un hectolitru nu e bun. Așa, nici un hectolitru. Deci e fals. Da. E fals. După, nu, dar se vedea și noi seama. Cum să fie un, un dal cu un hectolitru? Un centilitru egal 100... Un centilitru egal cu... 100 decilitri. 100 decilitri. Așa. Egal... Ia să vedeai bine? Băi, deja stai seama că nu e bine, pentru că oricum ar trebui să faci un centilitru. Dar nu e bine, nu e bine. Cu decilitru, nu e bine. Aici este prostii, da? Aici este 100 centilitri. Unde? 100 centilitri. A, da, 100 centilitri. Deci 100 centilitri. În 100 centilitri egal cu 100 decilitri. Egal cu 100 decilitri, nici vorbă. Așa, dar după e egal cu 100 mili, metri. 100? Deci deja a greșit. Deci e fals. Deja e egal cu 100 metri. Păi da, ce caută decilitru cu metru? E fals. Deci fals, da. Ok, 1 gram egal cu 10 decigrame. 1 gram egal cu 10 decigrame. Și ne dăm seama că e deja este corect, deci punem adevărat. Deci adevărat asta. Faci un gram, face 10 decigrame, până centi, 100 de centigrame și 1000 de miligrame. Okay. Un minut egal 60 de secunde. Adevărat. Adevărat. Da, 60 secunde, da? Un da. Mileniu egal 10 secole. 100 secole, nu mai fi 60. Un mileniu egal 100 de secole. Deci egal un mileniu egal cu 100 secole. Da. După egal cu 100 decenii. 100 decenii, care este încercuit. Adică că ăsta e bun. Cică. 100 decenii, da? Da. Și egal și cu 10.000 de ani. De ani. Deci, nu este bun 10.000 de ani. 10.000 de ani. Dar 100 de decenii, da? 100 de decenii, 10 ani. 110 ani, 1.000 de... Și un mileniu. Da, adevărat. Deci, și apoi ne treabă. Numărul exercițiilor rezolvate corect este... 1, 2, 3, 4. Da, 4 exerciții rezolvate corect. Mai așa, de-a. După. Marcele îi place ciocolata. Părțile colorate reprezintă bucățile mâncate de ea. Ce vrei? Lăsați ca asta facem nimic. Ce? Da. Ce vreau să spun? Părțile colorate mâncate de ea. Ce fracție reprezintă ciocolata în care? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, gata. Mama își așteaptă fiul să se întoarcă de la șoacă. El va sosi peste o oră și jumătate. La ce oră se va întoarce băiatul dacă ceasul din perete arată ora? Dar nu mai faceți la tablă? Arată păi. Ora 12. Deci cât arată? 12 și 20, nu? Da, 20. 12 și 20. Da. Deci 12:20 plus o oră jumate, deci pe 20. 12 și 20, da? 12:20. O oră jumate face H și 20 minute. Nu mai râgeți. Plus o oră, plus una H și 30 de minute, nu? Da, da. Și 30. Face ora 1, adică 30 minute. Adică ora 13 plus deci, ora 13 și 50. Okay, deci, 12 și o oră face 13 și 20 de minute și 30 de minute și 50 da, minute. Lungimele laturilor unui triunghi sunt exprimate prin numere consecutive, iar suma lor este de 99 cm. Câți cm are fiecare latură? Deci lungimea laturilor unui triunghi. Lungimile laturilor unui deci triunghi. Un triunghi are așa o lungime asta. Apoi celălalt e cu 1 în plus. Corect. Și celălalt este cu 2 în plus. Corect. Da? Și spune,
Iar suma lor, adică la perimetrul lor, este de 99 cm. Deci perimetrul tot la un loc, 99 cm, da? Ok, și face 99 cm, minus 3 cm. Minus 3, 3, adică ăsta și cu ăștia 2, 3. Da. Deci din 99 minus 3 este egal cu 90 și cât? Este egal cu 96. Și acum face... sunt egale, că dacă le-am spus pe astea, sunt egale. Pe 96 îl împărțim la cât? La 3 și ne dă 32. Și face 32 și atunci, cea mai mică are 32, asta are 32. Cealaltă are 32 și cu unul ăsta 33. Și cealaltă are 34. De ce ce urc bun? Bine, aici corect. Scrie ce mai... Nu! Petrica trebuia să rotunjească numărul 7000... Unde ești? A, mai e una. Scrie cel mai mic număr de 6 cifre în care cifra 5 să se repete de 3 ori. Deci, să scriem cel mai mic număr de 6 cifre. Deci de 6 cifre. Așa. Lungime de 6. A, în care cifra 5 să se repete de 3 ori. A, B, C, D. Și cifra 5 să se repete de 3 ori. Adică 100 de mii. Deci câte 6, da? Da, și cifra 5 să se repete de 3 ori. Să scriu pe cel mai mic număr cu putință, în care cifra 5 să se repete. Știu eu, adică la sfârșit, adică DF să fie cifra 5 și ne dă o, adică o să fie, stai mai puțin, 100 de mii și 155. Deci 1, nu e obligatoriu la prima cifră trebuie să fie diferită de 0, 1. 100 de mii, 555. Și când o punem 0, 0, 0. Nu, acolo trebuie să fie 5. Aici e 5 obligatoriu. 5. Și dacă l-am pune pe aici undeva, a fi de 5 mii, da. Și a fi mare. Și 5. Da? Asta okay, este. Da. După. Dați mai puțin să terminăm. 1, 0, 0, 5, 5. După. Da. Petrică. A, Petrica trebuie să rotunjească numărul 7398 la 6398. 7398. Aștept să ștergeți? Da. 7398. Să-l rotunjească. Deci Petrica trebuie să rotunjească numărul 7398 la ordinul sutelor. Din greșeală, el a rotunjit acest număr la ordinul miilor. Cu cât diferă rezultatul obținut de cel corect. Deci trebuie să rotunjim 7398 la sute prima dată. Și ca să reducem la rotunjim la sute 7400, da. De ce le aducem 400? Că deoarece acolo a trecut de 50. A trecut de 50 și aduce înseamnă. Și dacă era 50 ce era? Era oricum 400. Deci, dacă e 49, nu mai poți să zici. Dacă e 50, rotunjești, da? Aha. Deci, da. De la 5, 6, 7, e pe cifra imediat următoare. În concluzie, el ar fi trebuit să spună că deci, rotunjit ar fi... Așa ar fi trebuit, 7400. Numai că el din minus... Puteți pune minus? Da. El din greșeală îl rotunjește la mii. Adică îl rotunjește la 7000. 7000, că iată la sute e 3. Și dă 400. Și diferența era de 400. Da, 7000. De fapt, 7000. Și atunci se vede că diferența este de 400. Da. Încă o dată. Vă rog să rotunjiți la sute. Deci să rotunjiți la sute aici. La 10. Dacă 10 rotunjim... Vine 7400. La 10. Oh, la 10 face 7400. Da. Da. Într-adevăr. Hai să ne oprim aici, nu? Că avem... mai aveți? Cât mai aveți? Mai avem puțin, dar... 1, 2... Da. Le facem acasă. Le facem acasă, exercit. Da? V-ați prins de poante așa și puteți face exercițiile astea acasă. Ok. Ora să terminăm. Bună ziua!